Cu mai puțin de două săptămâni înaintea campionatelor naționale de maraton, Paula Todoran, atletă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău, este în mare formă sportivă. După adjudecarea titlului național în cursa de semi-maraton de la Cluj-Napoca, sportiva născută la Românaș a luat startul în cursa de 5 km de la Oradea, unde a reușit să se impună în fața adversarilor sale într-o manieră categorică cu timpul de 17 minute și 45 de secunde. Tot pe prima poziție, dar în cursa de 10 km, s-a clasat și Daniela Cârlan, legitimată la CSM Zalău, sibiancă la origine, Daniela se antrenează de mai bine de 2 ani sub comanda Lorenei Boberski. Chiar dacă a ratat o medalie la naționalele de semi-maraton, terminând cursa de 21 de km și 100 de metri pe poziția a 4-a, Daniela a făcut deja uitat eșecul de la Cluj-Napoca și speră să își ia revanșa și să obțină o medalie în capitală pe 5 octombrie cu prilejul campionatului național de maraton. Până la competiția din capitală, atleții sălăjeni vor participa la finalul săptămânii la crossul Loteriei Române, competiție care atrage anual mii de alergători, datorită premiilor deosebit de atractive cu care sunt recompensați primii sportivi sosiți pe categorii de vârstă.